Procuratura susține că administratorul firmei era cercetat pentru evaziune fiscală în proporții deosebite mari. După primirea unei părți din suma pretinsă, procurorii suspecți de comun acord cu polițiștii au aranjat eliberarea celor trei oameni de afaceri din arest preventiv sub control judiciar. Ulterior, procurorii l au recomandat celor trei să-și recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate. Deși în comunicatul Procuraturii Generale nu este menționată suma mitei, sursele ziarului de gardă precizează că aceasta ar varia în jurul sumei de 200 de de euro. Cei doi procurori reținuți ar fi scrie ziarul citat procurorii Roman Clim și Eugen Tifoi, ambii din oficiul Ciocana al Procuraturii Municipiului Chișinău. Roman Clim a fost numit în funcție de procuror în Procuratura Municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, pe 28 decembrie 2016. Acesta este fecerul lui Eugen Clim, judecător la Curtea de Apel Chișinău și soțul Olesei Clim, șefa direcției juridice de la Moldața. Potrivit declarației sale de avere, Clim deține un apartament cu suprafața de 105 metri pătrați și două autoturisme de model Skoda în valoare de aproximativ 190.000 de, de lei și un Hyundai de 500.000 de, de lei. Pentru anul 2016, acesta a declarat un venit de aproximativ 90.000 de, de lei. Eugen Tifoi a fost numit în funcția de procuror în procuratura sectorului Ciocana la 6 decembrie 2005, în declarația sa pentru anul 2016, procurorul indică un venit de 131.000 de, de lei din salariu. Soția sa, angajată la Cadastru, a avut un venit salarial de 22.000 de, de lei. Totodată, în declarația din 2015, procurorul susține că părinții i-au donat 42 de mii de lei, iar în 2016 a primit o donație de 80.000 de, de lei. Eugen Tifoi declară două apartamente, unul cu suprafața de 47 de metri pătrați, cumpărat în 2002 și altul de 93 de metri pătrați, achiziționat în urma unui contract de investiții semnat în 2011. Procurorul deține și două autoturisme Toyota și un Renault Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, ne-a spus că toată informația care putea fi divulgată în acest caz se conține în comunicatul Procuraturii și a refuzat să se expună asupra detaliilor prezentate de ziarul de gardă. La moment e toată informația care poate fi oferită pentru a nu prejudicea desfășurarea normală a procesului penal. Cei cinci au fost reținuți preventiv pentru 72 de ore, iar dacă vor fi recunoscuți vinovați, riscă de la 7 la 15 ani de închisoare.